Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este marți, ne revedem cu părintele Vasile Grigorescu. Bine ați revenit, părinte! O Doamne bucurie de ajută! fiecare dată să ne întâlnim aici! Doamne ajută! Bine că ne-am regăsit la o nouă emisiune frumoasă, Credința Creștină. Ca toate celelalte. Pentru că, ce însemnează credință? Încredințare, încredere în Dumnezeu. Păi dacă n-ai încredere în Dumnezeu cel care te-a creat și te iubește nespus de mult. Cu toate defectele noastre. Da, suntem neputincioși. Suntem foarte slabi. Eu vă spun ce fac eu. Mereu îi cer lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi gânduri curate. Și este important lucrul acesta, să ai gând curat. Mergi pe stradă, privești ceva și cine știe ce-ți vine în minte? Doamne, dă-mi gând curat. Cineva, eu știu, face o faptă urâtă și ești pornit ca să-l condamni. Doamne, dă-mi gând curat. Nu-l condamn pe el, să judecăm fără să știm. Condamn fapta lui. Da. Suntem foarte neputincioși și ispitiți la tot pasul. Și un sfânt părinte, într-o lucrare a lui, vorbește despre războiul nevăzut și-l avem cu satana și cu noi înșine. Exact. Spune Sfântul Pavel, văd în mine o lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Fac răul de multe ori pe care nu vreau să-l fac. Și cum s-a mai spus aici, faptul că eu mă ascund și nu vreau să fiu descoperit că spun o minciună, semnează că știu că nu trebuie să mint. Da. Faptul că nu vreau să fiu văzut atunci când fur, semnează că știu că nu trebuie să fur. Așadar, suntem neputincioși. Sunt două mari ispitiri care vin din afară și din noi. Din afară de la satana și de la lume, care o vedem cum este, dar și noi facem parte din lume. Exact. Și de multe ori vrem ca oamenii să se îndrepte, dar în primul rând trebuie să caut a mă îndrepta eu. Și apoi să cer îndreptarea altora. Și ispita care vine din lăuntru, din pofta trupului, din pofta ochilor, din trufia vieții. Așadar, suntem neputincioși. Și pentru asta s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu, ca să ne ajute, să ne îndreptăm. Să ieșim din stricăciune. Spune Sfântul Apostol Pavel că natura, făptura, este târâtă în stricăciune datorită nouă care am târât-o în stricăciune. Și subiectul de astăzi este așa de frumos ca toate. Toate temele pe care le avem la credința creștină, le avem din Sfânta Scriptură. Și tema de astăzi e anume întoarcerea fiului risipitor, pocăința, vine din textul care se va citi duminică la Sfânta Liturghie, din Sfânta Evanghelie. Să citim textul. Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 11, versetele 11 la 32. Și-a zis Iisus, un om avea doi fii. Și-a zis cel mai tânăr dintre ei, tatălui său, Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea.
Și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea, trăind în desfrânări. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări. Și acesta l-a trimis la țarinile sale să pască porci. Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar venindu-și în sine, a zis, câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pier aici de foame. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și sculându-se a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Și a zis fiul, Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale, aduceți de grabă haina lui cea din tâi și îl îmbrăcați și dați în el în mâna lui și încălțăminte în picioarele lui. Și aduceți vițelul cel îngrășat și îl înjunghiați și mâncând să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era și s-a înviat, pierdut era și s-a aflat. Și-au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la țarină. Și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a junghiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit sănătos. Și îl s-a mâniat și nu voia să intre. Dar tatălui ieșind îl ruga. Însă el răspunzând a zis tatălui său, iată de atâția ani îl slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai junghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Tatăl însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele ale tale sunt. Trebuia să ne înveselim și să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Mai înainte de a analiza textul, trebuie să subliniem că această pildă, dar în fond ce este pilda? O învățătură. Este o povestire cu tâlc. Da. Povestirea alegorică. Folosim lucruri și întâmplări din viața reală ca să scoatem în evidență o învățătură morală. Cu ce ocazie a zis Domnul Hristos această pildă? Iată ne spune Sfântul Evanghelist Luca. De Iisus s-a apropiat toți vameșii și păcătoși, îl înconjurau. Îl vedea cu suflet curat, spre deosebire de farisei care se uitau urât la păcătoși și la vameși.
socotindu-se ei drepți și, și că noi nu trebuie să stai de vorbă cu păcătoșii și cu vameșii. Cine erau vameșii, s-a spus în emisiunea trecută, erau agenții fiscali, cei care încasau impozite bir pentru stăpânitori. Și pentru că ei erau în slujba stăpânitorilor și evreii erau sub stăpânire romană străină, îi considerau pe acești vameși răi, păcătoși, că, repet, încasează bani pentru stăpânitori. Și nimeni nu voia să, dintre farisei să stea de vorbă cu ei. Dar Iisus se apropia de ei. Pentru că Domnul Hristos, așa cum El însuși spune, n-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Iisus este Dumnezeu întrupat. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, spune Sfântul Apostol Pavel. Așadar, de câte ori Iisus era învinuit că stă de vorbă cu păcătoșii și cu vameșii, El a zis, păi n-au nevoie cei de doctor cei sănătoși și cei bolnavi. Și pentru aceasta a spus pilda, ca să înțelepțească pe farisei și pe cei care se socoteau drepți și că nu e bine să stăm de vorbă și să avem legături cu păcătoșii. Dar mai înainte de a spune această pildă, a mai spus încă două. Și a spus, zice, iată, un om avea 100 de oi. Și s-a pierdut o oaie. Ce face ciobanul, păstorul, omul? O lasă așa? Se duce și o caută. Așa și Iisus, păstorul cel bun, care pe toți ne dorește uniți să fim cu El. Dacă cineva se rătăcește, El ne caută. Așa cum facem și noi în gospodăria noastră. O pasăre, dacă nu mai găsești în curte, te duci și o cauți, să o aduci înapoi. Apoi mai spune o pildă, zice, o femeie care avea 10 drahme, banii ce circulau pe vremea aceea în Iudeea, a pierdut o drahmă. Ce face? Se duce, o caută peste tot, dă cu mătura, să vadă unde este și se bucură. Ca și omul care găsește oaia pierdută, se bucură. Chiar dacă avea alte 99, no, da, totuși se s-a bucurat sigur, să o găsească se și bucură, se bucură. Pe cea pierdută. Și iată, apoi în completare, mult mai adânc spune această pildă, întoarcerea fiului risipitor. Să analizăm textul. Și a zis, un om avea 2 fii. Omul acesta este Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu avea 2 fii. Cine sunt fiii? În primul rând, putem spune că aici Mântuitorul a avut în vedere poporul evreu și neamurile. Poporul evreu care era monoteist, care credea în adevăratul Dumnezeu. Și neamurile care credeau în zei, în idoli. Dar totodată putem înțelege prin acești 2 fii, fiul cel mare, care se socotea drept, și fiul cel mic, care se socotea păcătos. Așadar, este o lecție și pentru noi, cei care ne socotim drepți sau păcătoși. Suntem noi în măsură să ne socotim în vreun fel? Păi sunt oameni. De multe ori auzi și pe copil, eu n-am greșit nimic.
Da. Vedeți, este în noi această ascundere a adevărului. Pentru că noi moștenim de la protopărinții noștri păcatul acesta cumplit al neascultării. Așa cum s-a vorbit în emisiunea trecută, din cauza trufiei, omul nu-și recunoaște greșeala. Eu? Eu nu greșesc niciodată. Uite, se întâmplă și în familie, între soț și soție. Ba tu ești vinovat, ba tu ești vinovată. Trebuie să se găsească un țap ispășitor. Trebuie, dar este mare lucru. Una din virtuțile morale este bărbăția, curajul, să-ți recunoști greșeala. E mare lucru. Aici se vede demnitatea omului, atunci când este drept cu el însuși. Da, am greșit. Copilul tate, am greșit. Copilul mama, am greșit. Iartă-mă. E frumos. În felul acesta învață și el să-și are iertare atunci când greșește. Pentru că cel care nu își recunoaște greșeala, îl putem numi om orb. Sau un om mort. Așadar, cei doi fii pe care îi are acest om, unul poate fi cei care se socotesc drepți, iar alții care se socotesc, altul celălalt care se vedește păcătos. Și a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său. De ce? Tată, dăm partea ce mi se cuvine din avere. Și el le-a împărțit averea. Dar de ce Domnul Hristos îl arată pe cel mic că cere averea? Care el până la urmă s-a îndepărtat. Și nu îl arată pe cel mare. Îl arată pe cel mic pentru că întâi omul a fost creat drept și apoi a devenit păcătos. A fost creat curat și apoi a devenit întinat, necurat. Dăm partea ce mi se cuvine din avere. Vedeți? El a acționat conform liberul arbitru. Dumnezeu ne-a creat pe lângă alte bunuri extraordinare de importante, mintea, judecata, voința, conștiința, simțirea, deși voința, liberul arbitru. De aceea, pentru că numai în libertate cu adevărat tu poți conlucra cu Dumnezeu și cu cei care din jurul tău pentru împlinirea binelui. Și elevul la școală, datorită libertății de care este cu care este înzestrat, el colaborează cu profesorul. Și face apel Dumnezeu la buna noastră învoire, la conlucrare. Păi dacă obliși pe un copil, îl forțezi să mănânce, până la urmă scoate mâncarea afară din el. Îl forțezi să citească, el poate ține cartea deschisă în față, dar gândului să fie în altă parte. Deci, în virtutea liberului arbitru, acest tânăr îi cere să îi se dea din avere partea ce îi se cuvine. Averea
pe care ne-o dă Dumnezeu sunt darurile acestea minunate. În primul rând, cum am spus mai înainte, mintea, capacitatea de a gândi, de a judeca, de a deosebi binele de rău, foarte important. Se spune că un îmbunătățit, un duhovnic, a întrebat pe cei care erau în față, în fața lui, care credeți voi că este cea mai înaltă judecată, înțelegere, cea mai înaltă înțelegere, referitor la raporturile noastre pe care trebuie să le avem cu semenii noștri. Și fiecare a spus, dar n-a punctat cel mai important, deosebirea duhurilor. Și iată, vedem că Domnul Hristos, când a intrat într-un sat din Samaria, era seară, noapte, și ucenicii au bătut pe la uși, poate îi primește cineva. Și nu i-a primit nimeni. Și doi dintre ucenicii lui Ioan și Iacob au zis, Doamne, poruncește să vină foc din cer. Și Iisus le-a răspuns, nu știți de care duh sunteți mânați. Ori de câte ori cer să se facă dreptate prin pedepsirea celui ce greșește, este de la Satan. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Păi dacă vine un copil și îi spune, mamă, dă-i în cap lui frate meu, că uite ce mi-a făcut. Mai mă, copilul chiar așa, iartă-l tu, ferește-te tu. Păi dacă noi părinții suntem cu atâta dragoste față de copii, chiar și de cel care face prostii și face rele, suntem îngăduitori și cerem îndreptare, dar Dumnezeu. Așadar, cere partea de avere, din avere, în virtutea liberului arbitru. Și el le-a împărțit averea. Deci i-a dat și celui mare, le-a împărțit averea. Averea, bunuri pentru a ne fi bine și pentru a ajunge la bine. Totodată, dându-le averea, din avere, le-a dat și legea morală. Așa cum am spus mai înainte, Dumnezeu ne-a înzestrat cu multe daruri, dar ne-a și spus cum trebuie să ne folosim de aceste daruri, cum trebuie să le folosim. Deci legea morală înscrisă în ființa noastră de la naștere și cum am spus mai înainte, faptul că nu vrei să fii descoperit că ai spus o minciună, înseamnă că știi că nu trebuie să minți. Și spune mai departe, și nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată și acolo și-a risipit averea trăind din desfrânări. S-a dus într-o țară depărtată, adică s-a îndepărtat de Dumnezeu. E cumplit atunci când omul se desparte de Dumnezeu. Pentru că de la Dumnezeu primim putere, har, totul, energie, ca să putem în primul rând fi, exista. Și ca să putem împlini binele. Binele care se răsfrânge
asupra noastră binele, spre bucuria și binele nostru. Dumnezeu nu ne vrea să fim ascultători pentru că așa vrea El, să ascultăm pe El. Nu! Să-L ascultăm pentru că este bine pentru noi, așa cum face și dumneavoastră cu fetița, cum face profesorul învățătorul cu elevul. Ascultă-mă, mă! Ia aminte și înțelege că e spre binele tău. Și și-a risipit averea trăind în desfrânări, adică în destrăbălare. Tocmai de-aia și pleca de acasă, că știa că acasă n-ar fi putut să facă ce îl ducea pe el capul. Nu, dacă stai cu Dumnezeu, nu poți să trăiești altcumva decât numai frumos. Nu poți să stai altcumva. Faptul că te îndepărtezi de Dumnezeu numai prin datorită îndepărtării de Dumnezeu trăiești rău, prost, rău, în destrăbălare. Așa cum îndepărtându-te de școală, rezultatele tale sunt urâte, rele. A trăit în desfrânări, în destrăbălare, datorită slăbiciunii, ca urmare a îndepărtării de Dumnezeu. Consecințele neascultării protopărinților noștri, Adam și Eva, sunt catastrofale. Mintea s-a întunecat. Vedem când Dumnezeu întreabă pe Adam, ce ai făcut, Adame? Eva, pe care mi-ai dat-o. Ce ai făcut, Eva? Șarpele. Oarecum atât de întunecată mintea. Și așa și noi facem. Când eram copii, dar nu eu, frate mi-a făcut lucrul. Nu eu am început. El a provocat. Da. De ce ai dat în el pe dacă el mi-a zis întâi? Deci iată, mintea s-a întunecat. Voința s-a slăbit. În loc să zică, da, Doamne, am greșit, că dacă recunoșteau protopărinții noștri, Adam și Eva, greșeala, și nu dădea vina unul pe altul și în final Dumnezeu e de vină, da? Dacă recunoștea și cerea iertare, totul se repara. Și vă dați seama cât de mult s-a întunecat mintea, că s-a ascuns de Dumnezeu. Pe cum să te ascunzi de Dumnezeu? Cum să te ascunzi? Odată am spus o povestioară aici și o repet. Zice, pe vremea când era colectiv, un om zice, mă, băieții tate, hai cu mine noaptea asta să luăm porumb de la colectiv. Unde muncesc? Că la, când se va recolta, nouă care a muncit ne va da ce rămâne. Întâi ia SMT-ul, iau șefii și vormă ne vine și nouă rândul să luăm cocoloașe. Și avea trei băieți. Așa, pe cel mai mic, când a intrat în lanul de porumb, zice, tu stai aici la margine și dacă vezi ceva, te uiți în dreapta, în stânga, în spate, în față. Fluiere, ne anunți ca să ieșim de acolo. Așa, intră ei, tata cu băieții, cei doi, și culeg porumb, umple sacii și când ies, zice, mai văzut ceva? Tată, m-am uitat în față, în spate, în dreapta, în stânga, dar nu m-am uitat în sus. Că Dumnezeu ne-a văzut. Da. Sigur, o povestioară cu tâlc. Da. Deci întotdeauna să înțelegem că nu ne putem ascunde de la fața lui Dumnezeu.
și nu ne putem ascunde nici față de conștiința noastră. Poate conștiința să fie adormită. Noi am vorbit odată de conștiință. Adormită, întunecată, laxă și așa mai departe. Dar, până la urmă, când se va deștepta conștiința, va fi un judecător aspru și te vei zvârcoli de durere de ce ai făcut lucrul ăsta. Iată, s-a deșteptat conștiința lui Ponțiu Pilat, pentru că l-a osândit de la moarte pe Iisus fiind nevinovat și se spune că pe orice punea mâna vedea numai sânge. Și a intrat într-o depresie cumplită, a nebunit și s-a sinucis. Iată, vedem conștiința aspră, l-a mustrat pe Iuda. Am vândut sânge nevinovat, a aruncat banii, dar în loc să-și ceară iertare, să-i ceară iertare lui Iisus, acolo de unde era el, el s-a dus și s-a sinucis. Așadar, iată conștiința ne va mustra cumplit și chiar ea la judecată în fața lui Iisus, ea ne va judeca în primul rând. Că spune Mântuitorul, eu de la mine nu fac nimic, precum aud, așa judec. Pentru că tu însuți sau însăți vei striga, te vei arăta așa cum ești în fața lui Iisus. Și după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Adică, după ce a cheltuit totul, s-a dezumanizat. Păcatul te dezumanizează. Nu mai ești om. Te poți numi om, tu care dai cu toporul în capul celui de lângă tine, ca să iei banii din buzunar? Ești om? Clar, ești fiară? Clar că nu, da. Astăzi. Deci păcatul te dezumanizează. Oamenii sunt aceia în Parlament care se bălăcărește și se apostrofează unii pe alții. Ești mincinos. Pe cum poți să spui tu unuia minți? Ești hoț. Și mai ales să spună unul care chiar minte celuilalt că e mincinos. Da, că minte, da. Și iată, și acasă, în fața copiilor, în fața copilului, ești tată, ce exemplu dai tu? Ești mamă, ce exemplu dai tu? Știți că există un dicton. Capra sare masa, iada sare casa. Adică, prin exemplu urât pe care îl dai copilului, el o să te depășească în prostii, în răutate, în păcat. Așadar, păcatul, spune aici, și-a cheltuit totul, s-a dezumanizat. N-a mai rămas nimic omenesc în el. Și s-a făcut foamete mare. Adică pierderea tuturor puterilor. Puterea chiar de a mai exista. Și l-a început să ducă lipsă. Anume, lipsă de chiar și de viață. Și mai departe spune că și ducându-se s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări, de țara îndepărtată de Dumnezeu. De locuitorii acelei țări. Locuitorii acelei țări sunt diavolii.
și l-a trimis la țarinele sale să păzească porcii. Țarinele diavolului sunt acele locașuri de dezmăți. Vedem și la televizor, în unele discoteci și baruri, cum se îmbată, cum se droghează, cum se bat, cum se bat și mai rău, poate, și se ucid. Locașuri ale diavolului. Și ce spune mai departe? Dorea să sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Roșcove sunt niște teci. E un fruct care la început în gură are o dulceață, dar apoi îți amărăște tot pântecele, toată burta. Și nimeni nu le dădea, adică nimic nu-l mai sătura. Pentru că cu cât omul bea mai mult, cu atât ar mai bea. Cu cât se droghează, mai mult s-ar droga. Deci iată, păcatul ajunsese tânărul acesta ca nimic, că nimic nu-l mai sătura, nu-l mai satisfăcea. Și așa este. Iată un păcat urât, capitale desfrânarea. Dar pentru unii nici desfrânarea nu mai este o plăcere. Și ajung la sodomie, homosexualitate. Păi măi, fraților, mă gândesc așa. Dacă un fermier, crescător de păsări, găinile, numai cu găini, cocoșii între ei, nu e ceva anormal? Este anormal. Pe dacă bărbat cu bărbat, femeie cu femeie, este anormal. Cum poți să îngădui așa ceva? Am învățat la botanică polenizarea. Polenul de pe stamil pe pistil. Pe dacă nu s-ar duce polenul pe pistil, acolo în floare, ar mai fi fruct? Nu. De ceva nenatural. Așa este și sodomia. Bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Și culmea că se mai și încurajează în zilele noastre. Este culmea. Da. Până unde a ajuns omul atât de căzut, ceea ce nu vezi nici la animale. De ce spune aici? Diavolii te trimite la țarinele sale, la locașurile de nimicire sufletească. Este cumplită căderea. Dar venindu-și în sine, a zis că câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Venindu-și în sine, sinele este polul, punctul pulsional al personalității. Sinele. De unde pulsează viața, personalitatea, de acolo,
din tine, ce fac? Trebuie să mă trezesc. Cum am putut să fac așa ceva? Iar dacă nu-ți revii în acest sine, unde pulsează personalitatea, ești pierdut. De acum, la acest tânăr, încep treptele pocăinței. Una din sfintele taine, prin care ni se împărtășește harul mântuitor, este și spovedania, pocăința. Nu degeaba biserica a rânduit să se citească acest text în biserici, la Sfânta Liturghie, pentru că se apropie postul și trebuie să ne îndreptăm. Dragii mei, s-a mai spus, că dacă nu vrei să te îndrepți, înseamnă că ești un bolnav la cap. Înseamnă că nu judeci. Dacă nu-ți pare rău de greșelile pe care le-ai făcut în viață, înseamnă că nu e sănătos la minte. Ești bolnav. Iată acum treptele pocăinței. Venindu-și în sine, revenirea în sine și ți-adun mințile. Bă, ce fac? Și-a dat seama că nu e în regulă ce s-a întâmplat. De multe ori spun și eu elevului care nu vrea să învețe, mă, tu nu vrei să fii și tu cum sunt alții? Nu vrei să fii și tu căpătuit în viață? În rândul lumii. În rândul lumii. Revenirea în sine. Câți argați ai tatălui meu sunt îndestulați de pâine, iar eu pierd aici de foame. Îndestulați de pâine, adică de har, de putere, de demnitate, cu demnitate. Iar eu pierd aici de foame, o a doua treaptă a pocăinței, conștientizarea stării păcătoase. Deci revii în tine, ce-i cu mine, și apoi conștientizezi. Bă, pierd, ce fac eu? Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu. Hotărârea de a te îndrepta. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu. Și voi spune, Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Deci a treia treaptă, hotărârea de îndreptare. Am greșit la cer. Prin cer înțelegem loc de sfințenie. Noi suntem chemați pentru a ajunge în cer. Ajunge la starea de sfințenie. Am greșit la cer. Adică am greșit îndepărtându-mă de scop, îndepărtându-mă de rostul adevărat al vieții, că trebuie să fiu curat și să ajung în cer. Am greșit la cer și înaintea ta. Întotdeauna să ai rușine atunci când faci jenă. În primul rând, noi adesea zicem, o, ce am făcut? E bine, dar mai bine este să realizezi cum am putut să fac. Bă, cum am putut eu să fac? Să supăr pe mama, pe tata? Să înșel pe aproape. Cum am putut eu? Pentru ce? Nu vedeți, sunt atâtea exemple care se dau în filmele, drame.
își omoară soțul sau își omoară soția, își omoară prietenul. Pentru ce? Pentru ce? Ca să dobândească, să bat frații între ei ca să moștenească ce? Să judecă? Păi am auzit că a ajuns să judece și pentru că tu ai luat o căruță în plus de bălegar și bălegarul să-l împartă. Se duce cineva la Mântuitorul și îi spune, Învățătorul, spune fratele meu să împartă averea cu mine. Pe cine m-a pus pe mine împărțitor al averii voastre? Adică nu sunteți capabili? Da, măcar atâta lucru. Atâta lucru. Nu mai sunt vrenic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Argat împlinitor al binelui. Pe vremuri, argat este cel care rânduia treburile pe moșie. Așa, ca să fie bine și să se recolte, să recolteze frumos. Deci argații aici sunt împlinitorii binelui. Și sculându-se a venit la tatăl său, a patra treaptă a pocăinței, mărturisirea păcatului la duhovnic. Vedeți? Mi-aduc aminte că am mai spus lucrul ăsta aici. O femeie care aparținea altui cult, nu era ortodoxă. Și vorbind de spovedanie, zice, cum domnule, că ea nu mi-a zis părinte, cum domnule Grigorescu, să vii la dumneata și să spun păcatele mele. Cum așa? Nu ești om, bărbat, ca și om, ca și mine? Și am spus, dumneata, când te duci la doctor și zice doctorul, dezbracă-te să te consulte. Te dezbraci în fața bărbatului sau a specialistului? N-a știut ce să mai răspundă. N-a mai putut. Da. Așa cum fetița vine la mata, ca mamă. Mamă, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Și o asculți, te uiți unde, cum și ce fel. Deci vine în fața mamei, nu vine în fața unei oarecare femei. Exact, da. Așa și preotul e om, că femeia, dar este în domeniu. Da, n-a venit la dumneavoastră acasă să vă spună ce a făcut. Dacă vine, vine la biserică. La biserică. Clar. Nu, dar de ce te duci la preot, la duhovnic? Iată, Mântuitorul după înviere a apărut în fața ucenicilor, în mijlocul lor. Și le-a zis, pace vouă, ei erau undeva încuiați, ascunși într-o casă, de frica ca nu cu iudeilor, ca nu cumva să-i urmărească și să-i pedepsească și pe ei. Și apare Iisus în mijlocul lor. Pace vouă! Și suflând asupra lor, le-a zis, luați Duh Sfânt, precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi. Oricâte veți lega, legate vor fi, oricâte veți ierta, iertate vor fi. Luați Duh Sfânt și iertați păcatele. Deci această putere de a spovedi, de a mărturisi, de a ierta, nu are preotul de la el, ci este dată de Domnul Hristos prin harul pe care l-a primit în taina preoției. Așa cum în orice domeniu, învățătorul nu se duce de la el acolo la catedră, ci are o trimitere,
o numire acolo. Și dumneavoastră puteți să învățați pe fetiță carte, dar aveți altă specialitate. Tocmai asta s-a întâmplat, a stat o perioadă mai lungă acasă fata mea și automat am făcut teme cu ea în tot timpul ăsta și ne trimitea doamna educatoare și eu, la rândul meu, îi trimiteam poze sau filmulețe cu ce am făcut cu ea. Și mi-a spus la un moment dat că gata, dacă puteți să vă faceți educatoare, glumind, bineînțeles. Și am spus, nu e pentru oricine meseria asta, trebuie să fii făcut pentru așa pregătit. Ceva. Da. Iată, pregătit de exemplu, și să ai atragere. Sigur, ucenicii care au primit acest har de a ierta, de a boteza, de a binecuvânta, i-au ucenicii 3 ani și jumătate, au stat la picioarele lui Iisus. Așa și un preot, și un învățător, trebuie și un meseriaș, oricare ar fi el. El mai înainte a fost ucenic și a învățat meseria. Chiar aceea de a zugrăvi sau de a suda 2 fiare între ele sau mai știu cum. Așadar, argații, împlinitorii binelui, și sculându-se a venit la tatăl său și încă departe, fiind el, l-a văzut tatăl său și i s-a făcut milă și alergând a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Iată, a patra treaptă, am zis-o, mărturisirea păcatului, tată, am greșit. Sculându-se a venit la tatăl său și tatăl său i-a ieșit în întâmpinare. Iubirea. Dumnezeu ne iubește nespus de mult. Pe toți. Pe toți, deopotrivă. Să nu cumva să-i treacă cuiva prin cap că pe el îl iubește Dumnezeu mai mult. Pe toți ne iubește deopotrivă. Vedeți că iubirea este nepărtinitoare, este aceeași pentru toți. Spune undeva în Noul Testament că acolo unde s-a mulțit păcatul, prisosește harul. Așa cum se întâmplă și în casă la noi. Dacă unul dintre membrii familiei este bolnav, atenția tuturor este mai mare asupra celui bolnav. Da. Ca să se facă și el sănătos. Dar nu însemnează că pe alții neglijezi. Nu, hai să fii și tu sănătos, ca și noi să ne bucurăm. Așa și cu omul păcătos. Atenția Domnului Hristos este mult mai mare asupra celui păcătos ca să se ridice și el din starea lui păcătoasă. Harul, energia, dragostea, atenția lui Dumnezeu este mult mai mare asupra aceluia care e căzut ca să se ridice. A căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Mila. Sărutul este semn al dragostei, al iubirii, al îmbrățișării, al primirii. Vedeți, așa zis și creștini, care aparțin altor culte creștine, ne învinuiesc pe noi că sărutăm crucea sau icoana. Nu sărut materialul, da, ci sărut pe acela. Gândul meu, inima mea, mintea mea. Că eu nu mă duc cu gândul să pup un geam. Sigur. Sărutul este semn al iubirii intime. Așa cum săruți o poză. Da. Adesea mai caut eu și găsesc poza lui tata, poza mamei, a bunicilor, și pun așa la piept.
mi-aduc aminte de ei. Cu câtă dragoste. Și fiecare dintre noi. Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iată câtă căință. Asta trebuie să o avem. Mărturisirea păcatului cu zdrobire de inimă, cu pocăință, cu părere de rău, cum am spus mai înainte, dacă nu-ți pare rău de păcatele care le-ai făcut, înseamnă că nu ești normal la judecata ta, nu ești om întreg la minte. Și a zis tatăl său către slugile sale, aduceți de grabă haina lui cea dintâi și îl îmbrăcați. Haina cea dintâi, pe care noi am primit o haină luminoasă la botez. De aceea spune și cântarea, dă-mi haină luminoasă cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină mult milostive Hristoase Dumnezeul nostru. Și dă preotul nașului lumânarea aprinsă, pentru că prin botez pruncul s-a îmbrăcat în lumină, în Hristos. Hristos este lumina lumii. Dă-i lui haina cea din tâi, adică îmbracă-l în lumină, pentru că el a pierdut-o. Prin păcat noi ne pierdem haina curată a botezului. De aceea Domnul Iisus Hristos a instituit taina pocăinței, ca să, prin pocăință, prin spovedanie, prin mărturisirea păcatelor cu căință, să luăm dezlegare, iertare și să revenim iarăși la haina curată de lumină pe care am pierdut-o prin păcatele noastre. Dați inel în mâna lui. Inelul este semnul unirii tainice. De aia ne pune vergheta, unirea tainică între soț și soție. Dați inel în mâna lui, inelul anume unirea tainică între el și Dumnezeu. Încălțăminte în picioarele lui, adică puterea de a merge pe calea cea bună. Avem nevoie, așa cum am zis mai înainte, că adesea zic eu, Doamne, dă-mi gând curat. Odată vine un gând, bă, Doamne, dă-mi gând curat, Maica Domnului, Tu cea prea curată, dă-mi gând curat, să nu gândesc altceva. Să văd în aproapele meu chipul lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să vedem în cel de lângă noi chipul lui Dumnezeu, pentru că toți suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Așa cum vedeți dumneavoastră în fică, carne din carnea dumitale, ființă din ființa dumitale. Așa se trebuie să vedem pe aproapele nostru. Copilul lui Dumnezeu și el, chiar dacă este năbădăios, este greșit, e păcătos, Doamne. Încălțăminte în picioarele lui, anume harul de a nu mai aluneca în păcate, de a nu mai merge pe căi greșite, pe calea cea dreaptă, pe calea cea bună. Aduceți vițelul cel îngrășat și junghind și îl junghiați și mâncând să ne veselim. Vițelul cel îngrășat este... Îl arată pe Iisus Hristos că prin moartea și învierea Lui noi devenim iarăși copii ai Lui Dumnezeu. Adică îl face părtaș morții și prin învițelul cel gras se face părtaș morții și învierii Lui Hristos. Căci a zis Mântuitorul, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, rămâne întru mine și eu întru el.
Deci prin Sfânta Împărtășanie, Hristos este în mine și eu sunt în Hristos, devin un trup cu El. Noi toți suntem un trup prin Sfânta Împărtășanie, avându-L pe Iisus cap. Căci acest fiu al meu mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Așadar, a șaptea treaptă, bucuria unirii cu Iisus. Pentru că să înțelegem prin Sfânta Spovedanie, devenim iarăși una cu Iisus. Pierdut era și mort a fost și a înviat. Ne-am vorbit aici odată despre moarte. Moartea este de mai multe feluri. În primul rând, moartea trupului. Trupul moare în momentul când iese sufletul din el. Sufletul, deci este puterea, este cel prin care trupul există. Deci e sufletul, moare trupul. Dar mai există o moarte a sufletului. Atunci când iese Duhul lui Dumnezeu din suflet. Și când iese sufletul din Duhul lui Dumnezeu din suflet, atunci când sufletul păcătuiește, devine și el carnal. Deci iată o moarte a sufletului. Nu că piere sufletul, ci este lipsit de Duhul lui Dumnezeu. De aceea spune, mort a fost și a înviat. A fost mort datorită păcatului și primindu-mă pe mine, iarăși a înviat, adică a ajuns la starea cea firească de a fi cu Dumnezeu. Mai există o altă moarte sacramentală. A treia moarte, anume mort față de păcat, anume pentru tine păcatul, desfrânarea, eu știu, și celelalte păcate sunt neexistente, adică eu sunt mort față de aceste păcate, nu mai exist pentru aceste păcate. Și această moarte sacramentală prin Sfânta Spovedanie. Și mai există a patra moarte, moarte veșnică, iadul, despărțirea veșnică de Dumnezeu. De ce spune Domnul Hristos în pildă? Să ne bucurăm. Acest fiu al meu mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Așa cum am mai spus, în ceruri bucurie mare este pentru un păcătos care se pocăiește. Iar fiul cel mare era la țarină și când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri. Și chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a spus, fratele tău a venit și tatăl tău a junghiat vițelul cel îngreșat pentru că l-a primit sănătos. Aici fiul cel mare, cum am spus, arată pe oamenii care se socotesc drepți în lumea aceasta. Faptul că spune că era la țarină, deci fiul cel mare era, îl arată pe omul care este în lumea aceasta și care se consideră drept, ca farisei. Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatăl lui ieșind îl ruga, vino copilul meu și tu. Sunt trei mari păcate care izvorăsc din răutate, din răutatea inimii. Celelalte păcate izvorăsc din slăbiciunea trupului,
pofta de a mânca, de a bea, de a fi leneș și așa mai departe. Este slăbiciunea trupului. Iar aceste trei păcate, mânia, mândria și invidia, sunt cumplite din răutatea inimii. Foarte greu te lași de așa ceva. Auzi expresia asta, nici la moarte să nu vină. Da, urât. Mânia. Mânia, atunci când, vedeți, s-au fost cazuri, s-a căsătorit un copil, dar celălalt copii ai părinților nu vine fratele. Nu vine la nunta ta, mai supărat, mai știu cum. Cunosc un caz când a murit tatăl și fiul nu a venit la el, la mormântare. Nu l-avea decât pe el. Cum mai poți să fii supărat pe un om care a murit? Care și nici n-a venit să vadă ce se întâmplă cu casa în care a stat tatăl lui. Este lăsată de izbeliște. E plecat în altă parte. Copilul, aici în sală, pe la Ploiești, nu știu pe unde. Să nu vii tu la moartea tatălui tău. Și eu trec pe lângă casa aceasta și văd acolo mereu în poartă fie factură de curent, fie de gaze, fie de ce mai e acolo de plătit. Nu le ridică nimeni. Câtă mânie e cumplită mânia. E un păcat strigător la cer. Atunci când te mânii pe părinții tăi, păcatul împotriva părinților este păcat strigător la cer. Eu am avut străbunica mea, a fost certată, supărată cu sora ei, ani mulți, tot așa, se judecau pe pământuri, cum era acum mulți ani. Și tot așa, nu și-au vorbit, nu știu, foarte, foarte mult timp. Adică, eu da, de când mânia. O știu, nu-și vorbeau. Da, mânia. Și aveam 21 de ani când a murit străbunica mea. Așadar, iată, primul păcat cumplit, mânia, nu voia să intre în casă. Însă el răspunzând a zis, și tatăl său îl ruga, vino. Și el a răspuns, iată de atâția ani îți slujesc și niciodată n-am călcat porunca ta. Și mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Ce îi reproșează? Îi reproșează aici pe pământ, el și-a împlinit slujirea și ascultarea. Oarecum, noi avem pretenții de la Dumnezeu să ne dea multă răsplată pentru că ne împlinim datoria. Pe așa trebuie să fie. Da. Se face o mare greșeală atunci când dai copilului ca răsplată pentru că a luat notă bună. Nu știu ce îi dai. Păi așa trebuie să înveți. Da. A, poți să zic ca încurajare. Îți iau o bicicletă dacă ei ai luat premiul întâi. Păi e bine să fii întotdeauna premiul, notele reflectă gradul tău de cunoaștere. Deci omul nu trebuie să aștepte răsplată. Sunt cu minte, ce-mi dai? Pe așa trebuie să fii. Da, mai cunosc eu. Dacă mănânc tot, mă lași la desene? Da, da. Păi becul ăsta, dacă nu luminează, înseamnă că nu e bun. Îl arunci. Așa e treaba lui, să lumineze. Scaunul ăsta pe care stau, pentru asta e scaun. Deci eu, dacă omul dacă face binele, împlinește binele, pe așa trebuie să-l
să fie, să împlinești binele. Mâna asta, dacă o spală pe mâna asta, pe așa trebuie să dai mână, ca să spele, să ducă greutatea. Oiciul, dacă e oici, trebuie să vadă pe unde, să arate pe unde trebuie să mergi. Deci, el s-a mâniat. Îi reproșează tatălui său că și-a împlinit datoria pe care o avea să-și o împlinească. Și nu a fost răsplătit. Răsplata care este în lumea aceasta? Răsplata este bucuria sufletească pentru că ai împlinit binele. Asta este răsplata. Satisfacția personală. Da, asta este răsplata. Lucrul bine făcut. Așa cum răsplata cea mare pe care o ai făcând bine, bine copilului, este pentru că el se simte bine. Asta e răsplata, bucuria. Mie niciodată nu mi-ai dat un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei. Adică, și ce răspunde tatăl? Dar toate ale mele sunt ale tale. Vedeți? Așa cum acasă, copilul se duce și ia unde e mâncarea, unde e apa, unde este dulceața, unde este bomboana. Deci toate ale mamei, ale tatei sunt și ale lui. Totul să fie cu măsură. Iată, dar când a venit acest fiu al tău, mândria, până unde ajunge? De multe ori mai auzi așa, ia-ți pe fita daci, sau ia-ți pe fito daci. Băi, al nostru, mă! Când a venit acest fiu al tău, iată aici mândria, nu-l mai consideră frate. Mândria este, cum s-a spus în emisiunea trecută, e păcatul lui Satan, păcatul diavolului. El a vrut, diavolul a vrut să fie Dumnezeu. Spune acolo prorocul Isaia că a zis diavolul, Lucifer, voi așezați jilțul meu deasupra. Oarecum el vrea să fie Dumnezeu, să întemeieze o altă împărăție paralelă, chiar voind să desfințeze împărăția lui Dumnezeu. Și pe când și cum a gândit așa Lucifer, a și căzut din starea de lumină. Pe cum tu, creatură, să fii creator. Nu se poate. Deci mândria, iată, mândria acestui fiu, acest fiu al tău, nu-l mai consideră frate, care ți-a mâncat averea cu desfrânatele, ai junghiat pentru el vițelul cel îngrășat. Observați? Face reproșuri. Îi face reproșuri? Vițelul cel îngrășat arată că el nu și-a dorit. El zice, nu mi-ai dat un ied. Dar acestuia ai junghiat vițelul cel gras. Adică pe el ai făcut părtaș jertfei și învierii lui Hristos. Dar omul mândru niciodată și mânios și invidios nu vrea să fie părtaș jertfei lui Hristos. Pentru că a fi părtaș jertfei și învierii lui Hristos trebuie să fii zmerit, nu trebuie să fii mândru, trebuie să fii blând, nu trebuie să fii mânios, trebuie să fii iertător,
Nu trebuie să fii invidios. Așadar, când el zice, mi-ai dat un ied, pe zi nu putea să aibă parte de jertfa și învierea lui Hristos, de vițelul cel gras. Pentru că nu putea. Pentru că păcatele, mânia, mândria și invidia te opresc de la această împărtășire cu Hristos. Chiar dacă tu ai vrea, dar avându-le pe acestea, nu te poți împărtăși cu Hristos. Ai junghiat pentru vițelul cel îngreșat. Tatăl său însă i-a zis, fiule, tu totdeauna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Iubirea desăvârșită, dreaptă, deopotrivă pentru toți. Dumnezeu ne face părtași slabei sale. Ăsta este scopul existenței noastre. Scopul nostru, să devenim părtași slavei lui Dumnezeu, să ne împărtășim de slava divină. Așa cum am spus și în emisiunea trecută, slavă de care s-au împărtășit cei trei apostoli, Petru, Ioan și Iacob, pe muntele Tabor, când a văzut slava lui Dumnezeu, slava lui Iisus. Și Sfântul Evanghelist Ioan spune, și noi am văzut slava lui, adică a lui Iisus, slavă ca a unui a născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Deci, fiule, toate ale mele sunt ale tale. Nu te-a oprit nimeni. Oare de ce te socotești nedreptățit și invidios pe fratele tău că l-am primit? Pe nu ești el copilul meu? Cum ești și tu? Exemplu, dacă ai mai mulți copii și unul întârzie la joacă, eu știu, pune bine și vine după ce se termină mâncare, masa, strângi masa, vine mă încoace și pui și lui mâncare, de la început și-a mâncat și ăla, îi dai și lui să mănânce. Asta este iubirea părintească. Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm că și fratele tău acesta mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Oare cum a răspuns Domnul Hristos învinuirii despre care am spus la început, de ce el stă de vorbă cu vameșii și cu păcătoși? Pentru asta am venit. Ca toți să ajungă la mântuire, ca toți să ajungă părtași slavei divine, ca toți să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Ca încheiere, trebuie să subliniem că pilda aceasta, întoarcerea fiului risipitor, este un îndemn la împlinirii voii lui Dumnezeu. Și iată, voia lui Dumnezeu este ca toți să se mântuiască, toți să se împărtășească de lumină dumnezeiască. Spune Sfântul Apostol Pavel, luați seama, fraților, să nu fie cumva în vreunul din voi o inimă rea, ca să vă depărteze de la Dumnezeul cel viu. Păcatele care izvorăsc din inima rea, mânia, mândria și invidia, ne despart de Dumnezeu. Ne spune iarăși, iată, profetul Ezechiel, pocăiți-vă și vă întoarceți de la toate nelegiuirile voastre, ca necredința să nu vă fie piedică. Lepădați de la voi toate păcatele voastre cu care ați greșit
și vă faceți o inimă nouă și un duh nou, de ce să muriți? Cum am spus, păcatul ne face fără viață, ne dezumanizează. Prin păcat ajungem la moarte și încă moarte veșnică. De ce să muriți? Căci eu nu voiesc moartea păcătosului. Întoarceți-vă deci și trăiți. Căci a trăi însemnează și a simți că trăiești însemnează să împlinești binele. Iată ce ne mai spune Sfânta Carte. Dumnezeu, prin gura lui Moise, scrie în Deuteronom, viață și moarte ți-am pus eu astăzi înainte, binecuvântare și blestem. Ce însemnează blestem? Alungare. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să asculți glasul Lui și să te lipești de El, căci aceasta este viața ta. Să asculți de Dumnezeu și să te lipești de El. Asta este viața. Să fii una în comuniune cu Dumnezeu. Iată ce spune Dumnezeu prin prorocul Ieremia. Tu singur, omule, te pedepsești cu păcatul tău. Tu singur te lovești cu necredința ta. Așadar, suferințele care vin asupra noastră sunt datorită îndepărtării noastre de Dumnezeu. Pandemia asta în care ne aflăm, rezultat al îndepărtării noastre de Dumnezeu, pentru că îndepărtându-te de Dumnezeu, ești lipsit de harul protector, sfințitor. Așa cum s-a mai spus, dacă te îndepărtezi de lumină, intri în întuneric. Dacă te îndepărtezi de căldură, te apucă frigul. Omule, spune prorocul Mihaia, de la Dumnezeu, omule, ești bătut și pustit din pricina păcatelor tale. Deci toate necazurile care vin și sunt asupra noastră, le facem cu mâna noastră. Le facem cu mâna noastră. Și le facem și le producem suferințe semenilor noștri. Ce este lăcomia? Ce este plusul tău? Este lipsa celui de lângă tine. Că toate în lumea aceasta sunt lăsate de Dumnezeu ca toți să ne înfruptăm de bunuri. Toate bunurile lăsate de Dumnezeu. Dar tu, agonisind mai mult, îl lipsești pe cel de lângă tine. Deci dacă este sărăcie, este boală, deci este suferință, este datorită păcatelor noastre. Fie a păcatului personal, fie din cauza celorlalte păcatelor făcute de semenii tăi. Omule, ești bătut și pustit din pricina păcatelor. Mântuitorul nostru, Dumnezeu, voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Ce este mântuirea? Eliberarea din robia păcatului și a morții veșnice și unirea cu Dumnezeu. Asta este mântuirea. Deci nu ne putem uni cu Dumnezeu dacă nu ne eliberăm de păcat. Prin pocăință te eliberezi de păcat
și te umpli de har dumnezeesc, adică te eliberezi de lucrare satanică și primești lucrare dumnezeiască. Așadar, iată ce învățăm din pilda întoarcerea fiului risipitor. Să ne îndreptăm viața. Să fim buni, că e atât de ușor. Și a fi bun nu poți prin puterile tale decât numai dacă bunătatea nu se extinde de la Iisus, cel ce este bun, desăvârșit, dumnezeiesc. Și noi la rândul nostru să o extindem către cei din jurul. Spune Sfântul Apostol Pavel, priviți și urmați-mă precum și eu am urmat pe Hristos. Așadar, să ne îndreptăm viața. Și dacă nu ne îndreptăm viața, nu ne descătușăm de păcat și nu ne unim cu Hristos, nu putem scăpa de boală, de suferință. Nu există o altă cale. Pentru că spune Domnul, eu sunt calea, adevărul și viața. Să mergem duminică la Sfânta Biserică, să ascultăm încă o dată cuvântul lui Dumnezeu și celelalte care se exprimă în Sfânta Biserică spre a lui Dumnezeu slavă și a noastră mântuire. Amin. Foarte frumos a spus. Eu sunt sigură că cei care ne-au urmărit în această seară au avut ceva de învățat. Și poate că vor face de acum încolo să fie bine să și strădim, pentru ei și pentru... Da, și pentru întreaga exact. Omenire, pentru noi toți. Prima dată pentru noi și apoi pentru cei din jurul nostru. Și. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și de telespectatorii Clar TV și în această seară. Știți că mai avem vreo 400 și ceva de emisiuni de realizat. Cel puțin, așa dacă am stabilit. Vrea Dumnezeu. Vă mulțumesc, Părinte, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați stat alături de noi până la această oră și ne revedem marțea viitoare. Seară frumoasă tuturor!